tuturor. Stimați colegi, pe ordinea de zi, în proiect a ședinței de astăzi a Curții de Conturi, avem propus un singur subiect, auditul asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne, încheiată la 31 decembrie 2019, ceea ce presupune audierea raportului echipei de audit și dezbatere pe marginea acestui document, înainte ca Curtea de Conturi, urmarea deliberărilor, să adopte hotărârea respectivă la acest subiect. Membrii Curții de Conturi, propuneri pentru alte subiecte de a fi incluse în ordinea de zi sunt sau nu? Nu sunt. În acest caz, ordinea de zi este aprobată și vom începe examinarea subiectului indicat. Dar nu înainte ca să fac o scurtă prezentare a participanților la această ședință. O să vin cu scuzele de rigoare către reprezentanții instituțiilor care sunt prezente astăzi, fiindcă, precum ziceam, am aici o listă prezentată de secretariat, doar entitățile care au fost antrenate în procesul de audit sunt reprezentați de 32 de persoane, plus dacă luăm echipa de la Curtea de Conturi, suntem în jur de 40. În aceste condiții, pentru a nu face o prezentare nominală la toți participanții, ceea ce o să-mi ia un timp destul de mare, o să fac o scurtă prezentare doar a persoanelor cheie, să-i spunem așa, conducătorii instituțiilor care sunt prezente în cadrul acestei ședințe. Ministerul Afacerilor Interne, o echipă impresionantă în frunte cu domnul Ianuș Ierhan, secretar general al Ministerului. Inspectoratul General al Poliției, reprezentat de domnul Arcade Afteniuc, șef adjunct al inspectoratului. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, reprezentat de șef adjunct al inspectoratului, domnul Vitalie Grabovski. Inspectoratul General de Carabinieri, reprezentat de comandantul adjunct, domnul Oleg Graur. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, reprezentat de șeful adjunct, domnul Valentin Fiodorov. Șef interimar al Serviciului Medical, domnul Vitalie Moraru. Domnul Ion Bucur, șef Clubul Sportiv Central Dinamo. Domnul Dinu Ostavciuc, rector Academia Ștefan cel Mare. Domnul Sergiu Starodub, director interimar, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii. Domnul Gheorghe Tretiakov, director adjunct Agenției Rezervei Materiale. Doamna Olga Polelunci, director Biroul Migrație și Azil. Și avem o echipă de 5 persoane de la Ministerul de Finanțe, la nivel de șef direcție, șef adjunct direcție, șef secție. Menționez aici domnul Viorel Pană, șef direcție investiții publice, doamna Raisa Ghilan, șefa direcției politici salariale. Și câțiva alți colegi, îmi cer scuze că nu trec în revistă absolut toate numele. Tuturor bună dimineața și spor la muncă, fiindcă domeniul este unul foarte larg. Respectiv, în cadrul acestui raport vor fi atinse mai multe subiecte în raport cu alte ministere care au domenii mai înguste. Și în acest context îi voi oferi cuvântul domnul Victor Munteanu, șef direcție în cadrul Direcției Generale de Audit 1, care este condus de doamna Natalia Trofim, pentru prezentarea raportului. Din partea curții, dincolo de membrii curții, participă și doamna Regina Bugătăreț, șefa Direcției Juridice. Domnul Munteanu, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată asistență. În prezentă ședință, Direcția Generală de Audit 1 prezintă spre examinare proiectul raportului auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne, încheiate la 31 decembrie 2019. Misiunea de audit s-a desfășurat în conformitate cu standardele internaționale de audit ale instituțiilor supreme și cu bunile practici. Cupul auditului public extern a constat în oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne, încheiate la 31 decembrie 2019, nu conțin în ansamblul lor denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și cu emiterea unei opinii.
Am auditat rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne, care cuprind bilanțul contabil, raportul privind veniturile și cheltuielile, raportul privind fluxul mijloacelor bănești, raportul privind executarea bugetului și alte rapoarte care sunt suport pentru întocmirea rapoartelor financiare consolidate. În continuare, vă comunic despre principalele constatări care au stat la baza opiniei de audit. Clasificarea, atribuirea și raportarea unor cheltuieli și solduri nu oferă o imagine corectă și fidelă a situațiilor financiare ale Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, din cauza neevaluării și necontabilizării mijloacelor fixe, unei instituții din subordine au admis sub evaluare imobilizărilor corporale sumă de 95,30 milioane lei, iar altele supraevaluare mijloacelor fixe cu 10 și 20 milioane, datorită ținerii în evidența contabilă a unor active demolate și inexistente. Valoarea investițiilor capitale în active în curs de execuție, reflectate în rapoartele financiare consolidate ale Ministerului, au fost subevaluate suma de 27 întreg și 20 milioane lei. Cauza fiind neaprobarea regulamentară a alocațiilor pentru investițiile capitale în legile bugetare anuale. Auditul atestă clasificarea și atribuirea neconformă a unor cheltuieli bugetare în sumă de 70 milioane lei, rapoartele financiare consolidate fiind denaturate cu suma nominalizată. Astfel, cheltuielile în sumă de 48,60 milioane lei, aferente indemnizației pentru activități speciale și combaterea terorismului, au fost clasificate și atribuite neregulamentar la subclasa prestații sociale, însă de fapt reprezintă un spor cu caracter specific, urmând a fi atribuite la subclasa cheltuieli de personal. Cheltuielile speciale de investigație și urmărire penală, în sumă de 22,10 milioane lei, au fost clasificate și atribuite nejustificat la subclasa de cheltuieli de personal. Acestea, de fapt, urmând a fi atribuite la subclasa alte cheltuieli. Soldurile conturilor, reflectate în bilanțul contabil consolidat, sunt afectate de mijloace fixe și stocuri de materiale circulante, moral învechite sau integral uzate, în sumă de 109,10 milioane lei și neutilizate în procesul operațional în ultimii 3 ani, situații care afectează raportarea supraevaluată a situației patrimoniale. Alte constatări de audit care au influențat opinia de audit și buna guvernanță. Probele de audit relevă că în anul 2019 veniturile executate au însumat 2 miliarde 570 milioane lei. Partea de venituri, nefiind executată de către noi instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, sumă de 155 și 20 milioane lei, inclusiv 30 și 80 milioane lei din vânzarea mărfurilor și serviciilor cu plată și 63 și 20 milioane din granturi primite de la organizațiile internaționale. În același timp, cheltuielile și activele nefinanciare au fost executate la nivel de 94,10% sau 2 568 70 milioane lei. În pofida precizării bugetului și micșorării cheltuielilor cu 87 și 40 milioane lei, 10 instituții din subordinea Ministerului nu au valorificat alocații în sumă de 159 și 80 milioane lei. Nevalorificarea fiind determinată de nivelul de planificare a limitelor de cheltuieli, inclusiv și de nedebursarea unor granturi externe la nivelul planificat. Unele instituții din subordinea Ministerului, depășind limita de alocații aprobate în bugetul de stat pe anul 2019, au acumulat angajamente la grupa de conturi servicii în sumă de 380 milioane lei, majorând rezultat financiar suma nominalizată. Creanțele în sumă de 16 milioane de lei, formate în anii 2016-2019, de către două instituții, sub formă de partajare de costuri în proiect, sunt supraevaluate din motivul tergiversării lucrărilor reale executate la 31 decembrie 2019 privind reconstrucția bazinului din Not. Datorită modificării la 3 întreprinderi de stat fondate de către Minister a Capitalului Social la valoarea reală a activelor nete, cota statului raportată la grupa de conturi, acțiuni și alte forme de participare în capitalul interiorul țării este subevaluată cu suma de 17 milioane de lei. Iar din cauza netransmiterii la balanța Agenției Proprietății Publice a 4 întreprinderi de stat fondate de către Minister, soldul contului raportat a fost subevaluat cu 11,80 milioane lei.
Soldul contului, uzura mijloacelor fixe, este supraevaluat cu suma de 8,80 milioane lei, din cauza calculării eronate a uzurii la unele mijloace fixe desființate, precum și stabilirea incorrectă a duratei de funcționare utilă a activelor gestionate. Veniturile raportate de către serviciul medical la grupa de conturi donații voluntare, în sumă de 4,90 milioane lei, au fost încasate nejustificat din salariile unor angajați ai Ministerului, veniturile și rezultatul financiar fiind supraevaluate cu suma nominalizată. Veniturile și creanțele aferente taxelor de studii la învățământul superior, raportate de către Academia Ștefan cel Mare, sunt supraevaluate cu suma de 2,50 milioane lei, totodată fiind majorat și rezultatul financiar cu suma respectivă. Datorită nerespectării de către unii titulari de avans din cadrul Ministerului a reglementărilor privind operațiunile cu numerar aferente cheltuielilor speciale de investigație și urmărire penală, soldul contului creanțe privind decontările cu titularii de avans a fost supraevaluat cu suma de 3,60 milioane lei. Valoarea utilajului de filtrare transmisă Clubului Sportiv Central Dinamo pentru reconstrucția bazinului din mod a fost subevaluată neregulamentar cu suma de 6,60 milioane lei. Astfel, creanța Clubului Sportiv Central Dinamo în sumă de 3,80 milioane lei este subevaluată datorită decontării neregulamentare a sumei transferate în lipsa documentelor justificative de recepție a utilajului bazinului din mod și lucrări, care din anul 2018 până în prezent n-a fost importat și recepționat de către beneficiar. Concomitent, în anul 2019, PNUD a livrat aparatului central în contul creanței formate în anii 2016-2017 utilaj de filtrare pentru bazin cu valoare de 8 milioane de lei. Auditul stabilind că operatorul economic, exportator a declarat în vamă utilajul recepționat de PNUD la prețul de 5-60 milioane lei, creanța fiind subevaluată suma de 2,30 milioane lei. Cheltuielile raportate ce țin de utilizarea combustibilului pentru transportul aflat în dotare sunt supraevaluate cu suma de 2,40 milioane lei. Datorită casării neregulamentare de către 6 instituții din subordinea Ministerului, 149,30 litri de combustibil prin aplicarea unor norme de consum majorate față de norma de bază, rezultatul financiar fiind supraevaluat cu suma de 2,40 milioane lei. Cheltuielile raportate la contul compensațiile pentru chiria spațiului locativ și pentru serviciile comunale sunt supraevaluate cu suma de 0,50 milioane lei, cu impact asupra rezultatului financiar. Cauza fiind stabilirea neregulamentară a cuantumului indemnizației pentru închirierea spațiului locativ la 640 de angajați ai Ministerului, care depășește valoarea de referință de 1.500 de lei, aferentă calculării salariilor angajaților din sectorul bugetar. Agenția Rezervei Materiale nu a asigurat îndeplinirea sarcinilor de acumulare, împrospătare și înlocuirea bunurilor materiale din rezervele de stat, menite să asigure protecția populației în cazul unor situații excepționale, inclusiv și pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19. Soldul stocului bunurilor din rezerva materială de stat este afectat de nerecuperarea creanțelor în sumă de 147 de milioane de lei, terenul de achitare expirat, care au crescut față de anul precedent cu 2,30 milioane lei, creanțele fiind validate de instanța de judecată pentru bunurile nerestituite în rezerva de stat. Timp de 11 ani, Agenția Rezervei Materiale nu rambursează Ministerului Finanțelor datoria în sumă de 98,20 milioane lei aferent împrumutului acordat pentru completarea rezervelor materiale de stat cu grâu alimentar. Afectând real stocul rezervelor materiale de stat raportat la 31 decembrie 2019. 5 instituții nu au încasat veniturile din locațiunea bunurilor proprietate publică, formând creanțe în sumă de 10,90 milioane lei. Astfel, Clubul Sportiv Central Dinamo, fără a organiza o licitație publică și lipsa unei hotărâri de guvern, a transmis la doi agenți economici în locațiune, contrar legii, două terenuri proprietate publică cu suprafața totală de 2,25 hectare pentru construcții pe un termen de 10 ani și respectiv 25 de ani. Fapt care atrage după sine nulitatea contractului de locațiune nominalizat încheiat între părți. Totodată,
persistă riscul înstrăinării terenurilor date în locațiune, iar în cazul privatizării, fiind posibile cauzarea unor prejudicii bugetului în sumă de circa 2,80 milioane euro sau echivalent cu 56 de milioane de lei. Probele vizuale de audit colectate pe terenul dat în locațiune din strada Gheorghe Asache a stabilit că un agent economic a construit 4 stadioane pentru mini-fotbal, o parcare auto, o spălătorie auto și a construit 11 imobile cu valoare cadastrală de 9 milioane de lei care au fost înregistrate la organul cadastral. Totodată, fără permisiunea locatorului, a instalat pe fațada unei sălii de sport un panou publicitar de circa 50 de metri pătrați a unei companii de construcții private. Iar la 31 mai 2020, creanța locatarului față de clubul sportiv Dinamo pentru arenda terenului constituie 288.040 lei și respectiv și penalități 40.350 lei pentru neachitarea plăților. Probele vizuale de audit colectate pe terenul din strada Nicolae de Mo 30, dat în locațiune, a stabilit că locatarul a construit un fundament din beton cu lungime de 50 de centimetri, cu lungime de 50 de metri și înălțime 50 cm. În un șopron acoperit cu țiglă metalică și o construcție ușoară din lemn, care de asemenea le-a înregistrat la organul cadastral. Reconstrucția bazinului din not al clubului sportiv central Dinamo a fost inițiată în lipsa unui proiect de deviz general de cheltuieli, expertizat în modul regulamentar, nefiind asigurată calitatea în construcție, precum și eficiența și transparența utilizării mijloacelor publice. Deși bazinul de not este cu un număr cadastral unic, în anii 2018-2019 PNUD a achiziționat 4 documentații de proiect și deviz, fragmentate cu valoare totală a lucrărilor de construcție în sumă de 44,20 milioane lei. Achiziția de lucrări fiind divizată prin modificări repetate ale volumelor de lucrări. Pentru reconstrucția bazinului de not, în anii 2016-2019 PNUD au fost transferate în avans 22,70 milioane lei. Inclusiv, aparatul central a transferat 9,20 milioane lei și clubul sportiv central Dinamo 13,50 milioane lei. Ultimul a transferat suplimentar unui operator economic extern 3,80 milioane lei pentru utilajul bazinului mic de not. Însă documente justificative primite de recepționarea utilajului în contabilitate lipsesc. Cheltuielile totale pe obiectul reconstrucției bazinului de not însumează 26,50 milioane lei. Ca rezultat, clubul sportiv central Dinamo a acumulat angajamente pentru reconstrucția obiectivului, conform estimărilor de deviz, în sumă de 17,80 milioane lei, neavând aprobate regulamentar alocații la capitolul investiții capitale în legile bugetare pe anii 2016-2019. Aceasta având impact negativ asupra bugetului de stat. Potrivit matricii de politici și a strategiei de dezvoltare a poliției pentru anii 2016-2020, ca obiectiv a fost prevăzută construcția centrului comun de instruire a personalului Ministerului în concordanță cu standardele Uniunii Europene. Auditul constatând următoarele. Ministerul a achiziționat la 26 decembrie 2017 documentația de proiect și deviz privind construcția centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii cu costul final de 735 milioane lei sau 37 milioane euro, dintre care costul din contul suportului bugetar pentru reforma poliției au fost identificate doar 10 milioane de euro, estimativ 233,20 milioane lei. Proiectul de construcție a centrului nefiind acoperit financiar în proporție de 70%. Totodată, Ministerul a selectat un teren pentru construcția centrului din strada Nicolae de Mo, suprafață de 12,45 hectare, aflat în gestiunea Clubului Sportiv Central Dinamo, cu risc geotehnic major, supus alunecărilor de pământ, fiind depistate ape subterane. Din mijloacele alocate în anii 2017-2019 pentru construcția centrului din strada Nicolae de Mo, numai 17 milioane de lei au fost cheltuite pentru studiul de fezabilitate, elaborarea documentației de proiect, expertiza proiectului, restul 67,80 milioane prin modificări de buget au fost utilizate în alte scopuri. Ulterior, din alocațiile anului 2019, 6,50 milioane au fost realocate contrar destinației pentru reconstrucția bazinului de not al clubului sportiv Dinamo, iar 52 de milioane au rămas nevalorificate la 31 decembrie 2019.
pentru întreținerea aparatului central al centrului în anii 2018-2019 s-au cheltuit încă 4,8 milioane de lei, însă mai mult de 3 ani procedura de achiziție a lucrărilor de construcție a centrului din strada Nicolae Dimo nu a demarat. În anul 2020, Ministerul a considerat inoportun construcția centrului pe terenul din strada Nicolae Dimo, care este supus alunecărilor de pământ, schimbând locația lui în edificiul Academiei Ștefan cel Mare din strada Sfânta Vineri, numărul 7. Ulterior, în lipsa documentației de proiect și de viz, din alocațiile în sumă de 60 de milioane de lei prevăzute în anul 2020 pentru construcția centrului, urmare rectificărilor de buget, 37 de milioane au fost realocate pentru reparația imobililor Academiei din strada Sfânta Vineri, centrul integrat de pregătire pentru aplicarea a legii, urmând a fi lichidat prin absorpție de către Academie, iar pe terenul din strada Nicolae Dimo, Ministerul a propus să fie realizate construcții ușoare. Prin urmare, auditul denotă că nu a fost atins unul din obiectivele pentru acordarea suportului bugetar comunitar, și anume construcția în anii 2017-2019 a Centrului Comun de Instruire a personalului Ministerului în concordanță cu standardele Uniunii Europene. Iar suportul bugetar comunitar în sumă de 17,8 milioane de lei a fost cheltuit neeficient și administrat defectuos. Ca rezultat, persistă riscul neimplementării criteriilor de performanță din matricea de politici cu tergiversarea debursării tranșelor din suportul bugetar comunitar. Ministerul a cheltuit 2,35 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al partenerului public-privat, însă timp de 3 ani nu a inițiat construcția spațiului locativ, contractul încheiat cu partenerul privat a fost reziliat în 2019, iar garanția pentru bună execuție în sumă de 200.000 de lei n-a fost transferată în bugetul de stat. Angajații Ministerului rămânând neasigurați cu spațiul locativ de serviciu. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a selectat un teren pentru construcția spațiului locativ plasat sub linii de tensiune înaltă, fapt care a dus la anularea concursurilor și tergiversarea timp de 3 ani a selectării partenerului public-privat pentru inițierea construcției spațiului locativ. Potrivit matricei de politici și dispoziției Ministerului, a fost aprobată și pusă în executare viziunea strategică privind inversarea piramidei posturilor din cadrul Ministerului, ce presupune modificarea raportului ofițer-subofițer, astfel ca spre finele anului 2020 aceasta să atingă o cotă de 60% de subofițeri și 40% de ofițeri. În anul finalizării reformei, auditul a stabilit un deficit de 1923 de unități de subofițeri sau 22%, Ministerul tergiversând implementarea reformei poliției. Se denotă că în anul 2019 la Minister au fost înregistrate 2692 de unități de funcții vacante, preponderent cu statut special, care au condiționat formarea de economii la capitolul remunerare muncii în sumă de 47 milioane de lei, utilizate pentru achitarea compensației pentru concediu nefolosit și ore suplimentare. Noi instituții nu au aprobat și înregistrat conform legii statele de personal la Cancelarea de Stat, iar schemele de încadrare la Ministerul Finanțelor, fapt care a generat nefundamentare cheltuielilor de personal, precum și a funcțiilor vacante. Auditul a identificat circa 3.000 de angajați ai Ministerului cu restanțe la concediu anual, care au acumulat neregulamentar 267.000 de zile de concedii nefolosite, fiind impuse obligații legale față de personal încadrat de circa 72-65 milioane de lei. Inventarierele nu au contribuit prin măsură la stabilirea și evaluarea reală a elementelor patrimoniale, fiind efectuată cu unele abateri de comisiile de inventariere. 7 instituții din subordinea Ministerului dețin 253 de unități de transport de serviciu și intervenții operative moral învechite, cu valoarea de 21,65 milioane de lei, care nu sunt utilizate în procesul tehnologic. Majoritatea instituțiilor dețin cantități enorme de mașini și utilaje, echipamente tehnice și alte materiale circulante moral învechite, care nu sunt casate regulamentar. Auditul a stabilit că patrimoniul public nu este gestionat eficient, astfel nu se utilizează și se află în proces de degradare remiza de pompieri Revaca și alte 3 clădiri cu valoarea de 7,3 și 70 milioane lei, baza de odihnă Jemciujina din Ucraina cu valoarea de 3,3 și 10 milioane lei, precum și clădirea
cinematografului Fortuna cu valoare de 5,50 milioane lei, toate reflectate în bilanțul contabil consolidat al Ministerului. La 31 decembrie 2019, 12 instituții din subordinea Ministerului exploatau 2467 de unități de transport, inclusiv 1234 unități de transport de intervenție operativă, 902 unități de transport de serviciu și 313 unități de transport special. În anul 2019, pentru procurarea de combustibil și carburanți, instituții de subordine Ministerului au cheltuit 70,65 milioane lei și pentru piese de schimb 11 milioane de lei. Aceste cheltuieli fiind în creștere față de perioada anului 2018. Deși numărul de mijloace de transport și cheltuielile pentru întreținerea lor au crescut considerabil, cadrul legislativ normativ privind normele de exploatare a mijloacelor de transport din sistemul Ministerului nu a fost ajustat la prevederi legale, acest cadru fiind învechit și ineficient. Ministerul nu a aprobat norme de dotare a instituțiilor din subordine cu mijloace de transport de serviciu, plafoane maxime de parcurs autoturismului aflate în dotare, precum și nu a stabilit separat normele de dotare cu transport de serviciu și normele de dotare cu transport de intervenție operativă. Implementarea sistemului de control intern, managerial în cadrul instituțiilor subordonate Ministerului, decurge lent, acesta fiind parțial conform standardelor internaționale, standardelor naționale de control intern din sectorul public, fapt confirmat și prin declarația de bună guvernare. Prin urmare, se necesită eforturi și îmbunătățiri. Nu este asigurată suplinirea cu personal a serviciului audit intern, fiind înregistrate pe sistem 7 funcții vacante sau 41,25%. Numărul total de unități aprobate e 17. Insuficiența personalului de specialitate a cauzat nerealizarea în anul 2019 pe sistemul 4 misiuni de audit planificate. Auditul denotă nivelul mediu de implementare a recomandărilor. Din totalul din 21 de recomandări formulate în raportul de audit, 4 recomandări au fost implementate integral sau 19%, 11 recomandări parțial, 50-40% și 6 recomandări nu au fost implementate și se referă la contabilizare și raportarea unor cheltuieli în aspectul clasificației bugetare, nivelarea cotei statului de către minister în care este fondator, precum și netransmiterea 4 întreprinderi la Agenția Proprietății Publice. După încheierea raportului financiar, consolidat în perioada desfășurării misiunii de audit, unele instituții din subordinea Ministerului au corectat următoarele situații financiare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a evaluat și contabilizat 53 de bunuri imobile la valoare de piață în sumă de 94,80 milioane de lei. Inspectoratul General de Poliție a evaluat și contabilizat 10 bunuri imobile în sumă de 0,50 milioane de lei. Ministerul a încasat și a transferat în bugetul de stat numerarul aferent cheltuielilor speciale de investigație și urmărire penală în sumă de 3,3 milioane lei, dezafectat timp de 3 ani de către 6 titulari de avans. Clubul sportiv Dinamo a restabilit în evidența contabilă suma de 3,3 milioane lei pentru utilajul nelivrat din anul 2018 de către operatorul economic nerezident. Trei instituții au aprobat statele de personal la Cancelarea de Stat, iar altele trei au expediat proiectul la cancelare pentru aprobare. Constatările de audit au fost comunicate entităților auditate, iar cele incluse în proiectul de raport au fost ajustate în baza probelor prezentate. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, în contextul proiectului, echipa de audit propune spre examinare și aprobare proiectul raportului de audit și a proiectului de hotărâre prezentat. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul Munteanu, mulțumesc și eu. Acum și ecranul ședinței în varianta electronică revine la formatul său obișnuit. Rog toată lumea să se reconecteze la opțiunea video la fel, fiindcă vom intra în etapa de dezbateri pe marginea raportului prezentat. Acum, stimați membri ai Curții de Conturi, aveți oare careva întrebări pentru domnul raportor, nevoie de a clarifica anumite momente la această etapă a ședinței sau nu? Nu, domn președinte, conectați și camera când vă vedeți. Da, cer scuze. Întrebări nu sunt din partea membrilor Curții de Conturi către domnul raportor. Bine. Potrivit regulilor de procedură a desfășurării ședințelor, noi putem trece direct acum la runda de întrebări-răspunsuri,
fiindcă există o sumedenie de instituții din sistemul gestionat de MAI, care au făcut parte din domeniul auditat, dar, la dorință, înainte de a începe runda de întrebări-răspunsuri, reprezentantul conducerii instituției are posibilitatea, instituției de bază are posibilitatea de cuvânt la început, o luare de atitudine. Asta doar în cazul dacă există această dorință acum, fiindcă lucrul ăsta ar putea să fie făcut și la sfârșit. Domnul Iorhan, care este preferința dumneavoastră? Nu vă auzim aproape deloc. Așa, înregistrez probleme tehnice din sală, fiindcă și cu video sunt mai degrabă așa frânturi. Și cu audio la fel. N-auzim deloc. Asta este cu părere de rău specificul acestor ședințe în condiții de pandemie, fiindcă partea tehnică uneori suferă. Încercăm să ieșim din această situație. Vreau să anunț doar că ceea ce văd eu pe ecran, în pătrățelul care redă ambianța din sala respectivă de ședințe de la Ministerul de Interne, că video s-a transformat în fotografie, este o poziție fixată, ceea ce denotă probleme cu internetul sau probleme de conexiune. Așa este, cum este mai bine să procedăm? Ieri, la fel, în cadrul ședinței la alt subiect, la fel au fost atestate probleme de ordin tehnic. Pe de o parte, nu putem să stăm în așteptare multă vreme și trebuie să continuăm cu desfășurarea ședinței. Ministerul de Interne, mai spuneți, vă rog, ceva. Haideți încă o dată. Trimiteți vreun holub. Domnul vicepreședinte, ieri cum ați procedat? Ați luat o pauză? Ați permis rezolvarea problemelor tehnice? Cum s-a făcut? Am luat o pauză de 5 minute pentru soluționarea problemelor tehnice. Care să repetăm și astăzi, exact în același procedeu, fiindcă alte cele din situație nu avem. Toată lumea rămâne între timp conectată, da? Și sau cum? Ne deconectăm pentru regim audio și video și suntem în regim de stand-by, auzind ce se întâmplă. Văd că imaginile ba se pornesc, ba se opresc. Colegi la Ministerul de Interne, care să mai încercăm o dată? El poate fi aici o problemă, fiindcă e multă lume conectată astăzi la ședință și am avut și în trecut asemenea dificultăți. Dar, din nou, imaginea a înghețat. E mai mult o fotografie. Care sunt, într-adevăr, luăm o mică pauză de 3-4-5 minute și rog echipa de sprijin tehnic la Ministerul de Interne să vadă care ar putea fi problema și cum poate fi rezolvată. Acum suntem după ceasul meu 9:35. Propun să reluăm ședința în 5 minute la fără 20 minute 10. La întrebarea care a fost pusă anterior, dacă e dorința acum de o luare de atitudine, de o mențiune în general, înainte de a intra în runda de întrebări-răspunsuri. Domnul președinte, sper că acum ne auzim. Noi, de fapt, v-am auzit și vă vedeam bine. Nu era informația inversă. Domnul președinte, stimați membri ai curții, stimați colegi,
noi, cei din Ministerul de Interne, din subziune subordonate, am examinat cu atenție proiectul raportului, observațiile de audit care au fost înaintate, impactul acestora, cât și acele recomandări. Astfel, recomandările, care sunt 15 la număr, vin să remedieze observațiile menționate, respectiv Ministerul de Interne, de comun cu subziunile sale, urmează să asigure implementarea acestora. Dar mai mult decât noi am elaborat și am aprobat prin ordinul ministrului un plan de acțiuni care va remedia acele obiecții și recomandări înaintate în raport. Țin să menționez că în mare parte problemele constatate sunt istorice. Dar suntem de acord, erau valabile și în 2019. Important acum să ne concentrăm pe ele astfel încât anul viitor, o mare parte din ele să fie soluționate, rezolvate. Iarăși, cum a fost menționat și colegii mei o să vină cu mai multe detalii și cu mai multă informație, o bună parte din ele de acum sunt în proces de realizare sau de acum au fost realizate. Am o rugăminte către domnul Munteanu și faptul menționării în raport a unor chestii generaliste, nu suntem de acord, cum ar fi Ministerul tergiversează implementarea reformei poliției, făcând referință la acel proces de inversare a piramidei postului, ori inversarea piramidei postului ține de vacantarea, în primul rând, a funcțiilor. Respectiv, neavând funcții vacante, nu putem realiza acest proces. Adică sunt anumite argumente obiective. Sau reîncadrarea personalului, având funcții vacante, iarăși e dependent de acel proces moratoriu care este instituit pe funcțiile vacante prin hotărâre de guvern. Respectiv, fizic, Ministerul de Interne și subziunile sale nu poate angaja pe aceste funcții personal. Și multe altele care sunt constatări corecte, adevărate, dar cauzele care au stat la nerealizarea acestora sunt de ordin pur obiectiv. Sigur că colegii mei vor avea intervenții pe parcurs, vor răspunde la cele întrebări. Vreau să mulțumesc echipei de audit și domnului Munteanu pentru acea deschidere, acea bună colucrare și bun dialog pe care l-am avut împreună cu echipa de audit. Vă mulțumesc și succes nouă tuturor! Eu la fel vă mulțumesc. Stimați colegi, după această intervenție, membrii curții aveți posibilitatea de a veni cu întrebări pe marginea mai multor subiecte care au fost raportate în cadrul prezentării raportului de către domnul Munteanu. Începe, potrivit solicitărilor care mi-au fost transmise, dar și firesc, domnul Rotaru, cel care a gestionat la nivel de curte de conturi procesul de sfârșire acestei misiuni. Vă rog, domnul Rotaru. Mulțumesc mult, domnul președinte, bună ziua, stimați colegi, domnule secretar general, stimați colegi de la Ministerul Afacerilor Interne. În contextul în care dumneavoastră ați menționat unele aspecte cu care nu sau sunteți mai puțin de acord sau nu sunteți de acord, noi avem o deschidere deosebită și tot ce ați, în ședințele preliminare ce ați propus, noi am luat în calcul și probabil noțiunile generale de care vorbim dumneavoastră nu se vor regăsi în raport. Deci acum o să mergem la câteva cazuri mai concrete pentru a elucida anumite neclarități. Și am să vorbesc acum de Clubul Sportiv Dinamo. Adică, conform evidenței pe care a fost prezentat la 31.12.2019, exista suma de 3,8 milioane de lei care a fost transferată pentru o companie din afara țării pentru niște utilaje de filtrare la bazinul pe care îl gestionează Clubul Sportiv Dinamo. Nu exista acest avans transfer sau această creanță, însă din analiza efectuată de echipa de audit și mai corect spus despre situația cum echipa de audit a făcut o interpelare la serviciu VAMAL să vadă dacă aceste utilaje au fost importate într-adevăr, noi am constatat faptul că ele nu au fost importate și eronat această sumă a fost diminuată cu livrarea de material și echipament. În esență, această livrare nu a avut loc.
Cum puteți comentați dumneavoastră această situație și cum a fost admisă ca în evidență contabilă acest avans care a fost transferat pentru materiale să fie, să spunem, să dispară din evidență în contextul în care chipurile s-ar fi făcut livrarea materialelor? Reprezentantul de la Dinamo sau reprezentantul Ministerului? Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, în 2018 au fost transferate 3.800.000 pentru inventar din bazinul reconstrucția bazinului lumii. Vreau să vă spun că fiind de recent numit în funcție, am făcut interpelare și eu către vamă. Domnule, vorbiți un pic mai tare, eu nu vă am făcut o interpelare către vamă. Și vă, o clipă, colegi, când mergem să răspundem la întrebare, îi prezentăm cine suntem. Deci, făcând o interpelare către biroul vamal centru, astăzi, către orele 8.00, am primit materiale necesare unde denotă faptul că inventarul în cauză a fost importat. Materialele sunt la mine. Astăzi le-am primit, n-am avut pur și simplu timp, le-a prezentat domnul Munteanu. Ce ține de 3.800.000. A fost importat acest material, inventar. Noi avem materiale complementare. La întrebarea dată. Atunci, vă rog să-mi explicați cum dumneavoastră să spunem, ați luat la evidență acest material, dacă în evidența contabilă documentele primare nu existau. Într-adevăr, eu fiind denumit în funcție, am depistat că în evidența contabilă, fiind contractul între agentul economic din România, am depistat că nu erau documentele ce ține nimic, ci de importare acestui inventar. De aceea am făcut o interpelare către vamă, unde biroul vamal centru ne-a pus la dispoziție documentele necesare. Noi le avem. Le punem la dispoziția dumneavoastră când este necesar. Și încă o precizare, dacă e posibil. Dumneavoastră spuneți că noi ne-am uitat în evidență, documentele primare nu existau, dar e fizic, filtrele acestea, dumneavoastră le-ați verificat, ele există sau nu există? Deci unele din inventare deja sunt instalate la bazinul meu. Aceste inventare sunt, nu toate, dar sunt instalate. Într-adevăr, conform contractului, agentul economic trebuia să instaleze parcursul la 2 luni, să facă lucrările, ceea ce nu a fost făcut. Noi am făcut notificări către agentul economic din România, de acolo se prevede penalități în baza contractului. Am făcut notificări, așteptăm acum rezultatul, fiindcă ținem cont că eu am fost numit recent în funcție, cu pandemia, dânșii n-au avut posibilitate să vie în Republica Moldova. Acum, dânșii o să apară în Republica Moldova pentru a finaliza reconstrucția bazinului mic, din mijlocit, și inventarul suplimentar care îl păstrează după informația, îl păstrează la un depozit aici. Va fi instalat către bazinul lui. Ceea ce trebuie să constat este faptul că și noi am făcut acea interpelare la serviciul VAMAL, am primit un răspuns la serviciul VAMAL cu număr 28/07852 din 8 iulie 2020. Probabil că noi am cerut pe obiecte diferite sau VAMA ne-a dat răspuns separat pentru fiecare instituție pe același subiect. Trebuie de clarificat și de contrapus atunci actele. Domnul Dumnezeu, dacă aveți ceva comentarii pe subiectul ăsta. Le prezint, domnul. Eu o să dau careva comentarii, dacă se poate. Domnul președinte, deci noi am solicitat rapoarte statistice de import a bunurilor pe toate instituțiile din Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv Clubul Sportiv Dinamo. Nu are nicio, Clubul Sportiv Dinamo, am fost informat că nu are nicio, nu a importat niciun utilaj, nimic absolut. Noi am scris chiar concret, am scris utilajul, am solicitat documente și am fost informați că și perioada am dat-o, 3 ani de zile. Și am fost informați că nu a fost importat utilaj, numai PNUD a importat utilaj de 5,30 milioane lei care l-a livrat aparatului central cu 8 milioane. Asta informație noi avem oficială primită, noi ne-am bazat pe informația asta. În afară de asta, ne-am depăsat la fața locului. Am fost la bazin și la bazin noi n-am văzut utilajul respectiv. Ne-am dus la depozit. La depozit tot nu era utilaj suficient ca... Am întrebat ce e utilaj de 12 milioane la care șeful proiectului mi-a spus, dar tu ce ești inginer, începi în utilaj. Adică am primit niște reproșuri, deci am fost nevoit să ne adresăm deci la serviciul VAMAL
să primim informații respective, ceea ce s-a confirmat că noi corect am identificat riscul. Eu sunt de acord. Viziunea mea s-a tot trebuie să analizați materialele care i-am spus de prezint. Noi astăzi ne-am primit la birou, am încădat, vă informez, unde vine notul faptul că inventarul a fost în iunie 2019 a fost importat în țară. Sunt toate materiale necesare. Eu le-am cu mine materiale de lucru. Dar cum se face că cei de la VAMA nu au aceste înregistrări, nu au aceste documente, nu au aceste evidențe? Domnul președinte, deci biroul VAMA, centru, astăzi ne-a prezentat aceste documente. Este înregistrat tot. Astăzi, de trei ori le om. Eu, din lipsa de text, m-am dovedit pur și simplu la instrumentul domnul Mundial. Foarte strană situație. Responsabil financiar a fost Clubul Sportiv Dinamo. De atâta, deci... Cum a primit PNUD-ul ca responsabil financiar de la același furnizor a fost. Unul și același furnizor a fost și pentru Dinamo și contract încheiat cu același furnizor din România. Într-un caz, noi am primit informația că el a fost importat de către PNUD de 5 milioane care a fost transmis Ministerului. În alt caz, de 3 milioane 800 am fost informați că nu este utilaj importat de ca responsabil financiar Clubul Sportiv Central Dinamo. Asta sperând. Sperând. Terminați ideea, domnul Munteanu. Deci, contractul a fost încheiat de către Clubul Sportiv Dinamo cu operatorul economic din România. Prin urmare, trebuie să fie aceeași procedură, cum a fost cu PNUD-ul, cu același operator economic. Acela el a fost exportator, PNUD-ul a fost responsabil financiar. Tot așa și aici trebuie să fie. Deci, Clubul Central Sportiv Dinamo trebuie să fie responsabil financiar, agentul economic care a livrat trebuie să fie exportator. Și declarant în VAM. Bine, mersi, domnul Munteanu. Vă rog, Ministerul de Interne. Ce semne din mărbăcet de 5 milioane au fost de către Sportplay în România, au fost inventar importat către bazinul mare. Deci, la Clubul Sportiv Central Dinamo sunt două bazini, unul mare și unul mic. Această sumă a fost inventarul de către PNUD, când a fost organizația licitație, a fost importată pentru bazinul mare. În 2018, nivelul de către club, la direct cu agentul economic din România, a fost încheiat contract pentru livrarea și instalarea inventarului pentru bazinul mic, ce ține de 3.800.000. Eu fiind numit în funcție, într-adevăr, documentele nu erau în cadrul clubului, am făcut o interpelare către VAMA, este înregistrat oficial, dar astăzi a fost pus la dispoziție aceste documente. Domnul președinte, dacă permiteți, suplimentar toate actele prezentate de către VAMA, le prezentăm domnului Munteanu, vedem, contrapunem informația și constatăm unde a fost acea greșeală de prezentare a informației inițiale. Dar suntem de acord cu constatările menționate în raport. Mulțumim. De acord, este o idee, propunere judicioasă din punctul meu de vedere, iar noi când o să intrăm în etapa deliberări, partea închisă a ședinței de astăzi, o să ne consultăm cu colegii cum să procedăm ulterior, având în vedere și aceste documente suplimentare care o să fie transmise. Dar aici, ca să încheiem la această parte, mie tare mi-a plăcut constatarea făcută de domnul Munteanu, că auditorii noștri care s-au deplasat la fața locului au fost bruscați și s-a dat dovadă de o atitudine lipsită totalmente de respect, cu tot felul de pretenții că ei ce sunt ingineri, ca să cunoască. Ei, dacă trebuie, ei și cosmonauți o să fie. Asta este misiunea lor. Și ingineri o să fie. Eu am să vă rog pentru viitor, stimați reprezentanți ai sistemului de interne, asemenea atitudini față de auditori să nu mai fie prezent. Domnule, am înțeles și am rugămintea pe viitor domnul Munteanu și cine o să fie parte din echipă. Orice problemă care apare în discuția cu colegii mei să fie raportată conducerii. Foarte corect. Îmi place ideea asta. E bună. Ca să scoatem toate întrebările, atât la nivel mediu sau la nivel inferior, unde s-au găsit destui care dau dovadă de comportament inadecvat. Domnul Rotar, alte întrebări la această etapă? Nu aveți, da? Sau mai sunt? Da, sunt. Mai am câteva întrebări, dar cred că o să mai pun o întrebare să las și colegii ca să nu monopolizeze ședința.
În acest context, suma este destul de impunătoare, 3.800.000, și trebuie să avem o atenție deosebită la acest subiect și probabil și dumneavoastră exact același lucru, sper să ne clarificăm. O altă întrebare pe care o am, eu cred că domnul secretar general, pentru că este o întrebare așa mai, să spunem, mai cu substrat. Și anume vorbim de cheltuielile speciale. Noi vorbim de departamentul, subdiviziunea din cadrul Ministerului care gestionează anumite cheltuieli speciale și echipa de audit constată că soldul acestor cheltuieli sau creanțelor față de angajații acestui departament în anul 2018, la 31.12, erau 2.3 milioane lei, la 31.12.2019, 3.1 milioane lei, respectiv conform regulamentului care reglementează utilizarea acestor cheltuieli, angajații care primeau aceste avansuri trebuia trimestrial să facă rapoarte despre aceste cheltuieli, respectiv în cazul în care nu erau utilizate trebuia să fie returnate în caserie pentru a fi transferate în buget. Uitați-vă, situația este una, zic eu, destul de interesant în contextul în care pe această perioadă doar vorbim până la 31.12.2019, doar 200.000 de lei au fost raportate respectiv de către titularii de avans, restul fiind în dispoziția dumnealor. Totodată la 27 mai 2020 acești bani au fost returnați în caserie și transferați la bugetul de stat. Cum s-a admis o asemenea situație ca persoanele care pe bună dreptate, adică conform regulamentului, gestionează banii aceștia, dar tot același regulament prezumă că acești bani trimestrial trebuie să fie raportați, respectiv dacă nu sunt utilizați, trebuie să fie întorși înapoi. Practic, au fost dezafectați de la buget în anul 2018, 2.3 milioane, în anul 2017, 1.3 milioane și în 2019, 3.1 milioane. Rău comentariile de rigoare pe acest subiect. Da, mersi. Cine ne răspunde? Da, Sergiu Țurcan, șef secției financiare administrative. Da, domnul Țurcan, vă rog. Domnul președinte, stimați membri curse, da, într-adevăr, avem o situație care noi, analogic, anterior, nu ne-am întâlnit. Am luat act de situația dată, s-au întreprins măsuri și, respectiv, din cheltuielile menționate, practic, suma a fost restituită la bugetul de stat. De ce s-a creat situația asta? Pentru că, practic, tot banii, sumele eliberate de către contabilitate erau reglementate pentru pentru decizia conducerii. Deci, noi considerăm că toate sumele date sunt pe dosarele penale, în considerentele acestea nu s-au fost solicitate la serviciile respective care au încasat sumele pentru restituire. Deci, avem o situație când, practic, din suma care au fost luate, 3 milioane au fost 600 restituit la bugetul de stat, avem o parte de sumă care ele în continuare rămân pe ca sume delicte pe dosarele penale. Deci, e o constatare pentru noi, care în continuare vom lua act și sper că în continuare nu vom mai admite astfel de cazuri. Deci noi am avut la ziua de azi un mecanism clar de realizare a banilor dat, deci în continuare cu subdiviziunile care gestionează banii dat, stabilim mecanismul și consider că astfel de cazuri nu vor mai fi admise. Domnul Rotaru. Eu sper că aceste cazuri nu se vor mai repeta, dar totodată vedeți că sunt situații care noi aici am corectat anumite lucruri, dar sunt situații, nu știu cum o dumneavoastră să reușiți să le depășiți, și anume vorbim despre faptul că avem persoane care au fost concediate din cadrul subziunii și respectiv au avansuri primite de 300.000 de lei care nu au fost returnate. Iată aici cum o să acționați. Dacă mi permiteți, persoanele date, ele nu sunt eliberate. Sunt doi colaboratori din cadrul SPIE care sunt detașați în Procuratura Anticorupție.
Deci ei activează în continuare, dar suma dată 300.000, ele sunt în continuare ca sume delicte pe dosare penale. Am înțeles. Și colaboratorii dați nu se eliberează din sistem. Ei sunt detașați la Procuratura Anticorupție. Înțeleg că aceste sume, după, dacă vor fi raportate și utilizate, nu o să le returneze și există posibilitatea ca ele să fie raportate, așa înțeleg. Da. Mulțumesc, domnul Ciurcanu, la fel. De acord. Continuăm cu întrebările. Urmează doamna Coval, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnul secretar de stat, stimată audiență. Dumneavoastră ați vorbit despre niște constatări generaliste a echipei de audit. Și în cazul dat, eu mă strădui să fiu foarte punctual și am să vă întreb niște întrebări despre care deja dumneavoastră cunoașteți în timp de 2-3 ani ultimii. Și acum deja la mine întrebarea direct este adresată către direcția care este responsabilă de evidență contabilă și este responsabilă de casarea combustibilul. Așadar, o constatare din partea echipei de audit, că de fapt 11 instituții din subordinea Ministerului AMAI, la 31 decembrie 2019, au fost exploatate 2467 unități de transport, din care 251 unități de transport sunt uzate, adică nu sunt în activitate. De echipa de audit au fost verificate privind conform legislației în vigoare, corectitudinea decontării combustibilului și au fost constatate că în anul 2019 unele instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne au aplicat neregulamentar pentru unitățile de transport de dotare norme consum al combustibilului și au fost majorate. Au fost testate 6 instituții, au fost testate din 2216 unități de transport care au activat, 596 de unități și ce noi vedem? Au fost admise casarea nejustificată 150.000 de litri, care practic se cifrează la nivel 2-3-4 milioane lei. De echipa de audit a fost efectuat un șantion, adică a fost verificat un șantion în volum de 25%. Vă închipuiți-vă ce aș fi și care rezultatul aș fi dacă echipa de audit aș putut să evalueze un șantion la 100%. În cazul dat la mine, prima întrebare. De ce personalul responsabil nu au fost întreprinse toate măsurile necesare conform cadrului normativ. Așadar, nu au fost stabilite normele maxime de dotare a mijloacelor de transport a instituțiilor din subordine, nu au fost stabilite plafoane maxime la parcurs a autoturismelor, mai mult ca atât, nu au fost stabilite și nu au fost discutate normele de dotare cu transport de intervențiile operative, tot asta având impactul negativ asupra cheltuielilor care au fost alocate din bugetul de stat. Prima întrebare. Și a doua întrebare. Dacă este întrebările, fiindcă a doua, a treia întrebare deja se va uita. La această prima întrebare, cine răspunde? Același domnul Ciurcanu, secție financiară administrativă sau alte? Vă rog. Domnul președinte, stimați membri curteți, eu o să încerc să dau răspuns, deoarece tot și eu, secția financiară administrativă, sunt o subdiviziune de suport. Dar vreau să menționez că noi am organizat pe data de 15.07.2020 o ședință cu autorității de subordine Ministerului de Interne, toate subdiviziunile, ne-am pus în discuție toate momentele elucidate în raport, în nota informativă de audit. Totodată, respectiv, echipa de audit, de comun cu fiecare subdiviziune separat, s-au făcut procese verbale, ne-au fost pus în discuție toate momentele care au fost depistate.
La ziua de azi, eu nu pot să dau claritate în care și ce subdiviziune, fiecare subdiviziune în mod individual au cota parte în trecerea la cheltuielile combustibililor, dar vă asigurăm că noi, pe interior, ne clarificăm, respectiv ca toate cheltuielile care le-au suportat ministerul să aibă subține tot susținerea legală. Iată la ziua de azi ce vă spun. Pot spune, fiindcă spectrul de servicii care îl prestează Ministerul de Interne foarte mare și din acest considerente, la etapa dată, eu nu pot concret fiecare subdiviziune care e suma care e nejustificată. Eu cred că cineva de subdiviziune poate să mai comenteze suplimentar care unde au fost depistate astfel de cazuri, dacă îmi permiteți. Concluzionând, mai e cineva care vine să adauge ceva la acest subiect? Cer scuze, șef adjunct de Inspectoratul General de Poliție, Arcadia Ftiniu. Vă rog. După cum a fost menționat în raportul de audit, aici s-are în vedere diferența între normele stabilite de către Ordinul Ministerului Transporturilor și normele stabilite de către Ministerul Afacerilor Interne. Adică diferența aceasta a fost stabilită și a fost indicată în raportul Curții de Conturi. Vreau să vă anunț că la moment, Ministerul Interne elaborează un ordin privind normele de consum a Ministerului de Interne. Practic, noi suntem la finalizare și să avem normele stabilite în strict concordanță cu ordinul Ministerului de Transport. Până la moment, absolut toate subdiviziunile Ministerului de Interne, inclusiv și IGP, a casat combustibilul în strict conformitate cu normele stabilite în ordinul Ministerului de Interne privind stabilirea normelor de consum. La această întrebare, doamna Covăl. Eu înțeleg. Dar, slava Domnului, că dumneavoastră deja ați înțeles ce trebuie să faceți. Și nu discutați că echipa de audit a înaintat recomandările neexecutabile. Pentru mine, acum e clar situația. Eu sper că la anul, când o să fie echipa de audit, la Ministerul Afacerilor Interne, nu o să fie așa o constatare. Eu așa am înțeles, da? Asta e clar. După cum am menționat anterior, normele sunt pe la finalizare. Adică eu cred că pe lună sau noi să avem normele aprobate de către Ministrul Afacerilor Interne. În strictă conformitate cu ordinul la Ministerul Transportului. E clar că în strictă conformitate cu ordinul Ministerului Transportului, ținând cont de specificul de activitate a Ministerului Interne. Ok. Eu mai am încă o întrebare, domn președinte, dacă se poate tot e la direcția de evidență contabilă și inclusiv la direcția care este responsabilă de resurse umane. Practic, problema, eu înțeleg că există o problemă în sistem de recrutare a personalului, dar sunt niște constatări a echipei de audit care deja au fost constatate și anul trecut și anul cărți, și anul ăsta. Și de atâta vreau să știu care e situația la moment, luați considerați că, domnule, eu vorbit despre o problemă istorică, dar care totuși trebuie să fie rezolvată. Așadar, de echipa de audit au fost indicate circa 3.000 angajați al ministerului care înregistrează restanță la concediu anual mai mult de 2 ani, adică de la 100 până la 6 zile, concediu nefolosit, acumulate în anul 1996, 2017, ce impune obligații legate față de personalul încadrat în sumă de circa 72 de milioane de lei. Dar eu cunosc, conform constatărilor auditului, că în anul 2019 au fost achitate plăți aferente compensații pentru concediu nefolosit în anii precedenți în sumă de 23,8 milioane lei și aceste mijloacele bugetare au fost alocate suplimentar din bugetul de stat. La mine e întrebarea. Care e situația la moment și care sunt activitățile planificate pentru a ieși din situația asta din impact? Vă mulțumesc! Domnul secretar general sau dumneavoastră sau domnul Văscăuțan, cine vine cu răspuns? Bună ziua, domnul președinte, sunt Andrei Chirca, șef resurs umane MAIE.
Deci o să încerc să răspund la această întrebare. Situația la moment privind acordarea concediilor de odihnă anuale este în felul următor. Deci, cum a menționat și domnul secretar general de stat, domnul Ianuș Erhan, problema este una istorică. Deci, doamna s-a referit la anul 1996. Cu siguranță pot să vă spun că există și restanțe la concedii pe anii precedenți, inclusiv până în anul 96. Noi, sigur că am ținut cont de constatările Curții de Conturi și a altor organe de control care au efectuat aceleași constatări în anii precedenți. Deci pot să vă raportez că pentru anul 2019, pentru anul 2018, pentru anul 2020 se întreprind măsuri în vederea utilizării restanțelor la concediile de odihnă, dar inclusiv având în vedere și concediile de odihnă anuale pentru anul în curs, practic reieșind din specificul de activitate al tuturor angajaților Ministerului Afacerilor Interne, este imposibilă utilizarea integrală a concediului anual și a concediului restant. În unele cazuri avem situații când persoana are peste 300 de zile de concediu restant, ceea ce ar însemna că urmează să beneficieze de concediu în decursul unui an de zile. Fapt care ar afecta negativ activitatea unității. Din aceste considerente, angajații sunt practic obligați să prezinte, în afară de graficul concediului anual, să prezinte un grafic potrivit care urmează să utilizeze în anul în curs și restanțele la concediu de odihnă pentru anii precedenți. Deci, în acest sens, Ministerul solicită angajaților programare și utilizarea concediilor. Totuși, pentru anul 2020, ar trebui să ținem cont și de faptul că a fost situația de urgență și stare de pandemie, motiv pentru care utilizarea integrală la fel nu este posibilă. În același context, aș dori să remarc faptul că angajații Ministerului Afacerilor Interne sunt implicați în diverse activități, fapt care nu permite utilizarea concediilor sau deseori necesită rechemarea din concediu. Mai mult ca atât, vreau să remarc un factor important care determină imposibilitatea utilizării concediilor și anume numărul funcțiilor vacante. Pentru anul 2019, spre exemplu, am avut instituit moratoriu respectiv pentru circa 2600 funcții. Motiv pentru care, în condițiile în care se acordă concediu și restanțele la concediu, angajații sunt implicați în serviciu peste durata normală a timpului de muncă, ceea ce ar putea să se răsfrângă negativ și să determine și implicarea angajaților la muncă suplimentară. Sigur că am luat act de constatările și recomandările echipei de audit și în continuare planificăm utilizarea concediilor de către angajați, atât a concediilor de odihnă curente pentru anul curent, cât și a restanțelor. Doamna Covale, îmi permiteți, eu am să intervin pe o secundă. Haideți să distingem două aspecte ale acestei întrebări ridicate de colega noastră. Primul aspect ține de presiune financiară, adică concedii nefolosite și neachitate. Dacă acest lucru se întâmplă, an de an, se acumulează sume impunătoare de bani care, la un moment dat, vor trebui să fie achitate. Acest aspect este cel mai neplăcut, cel mai periculos, sub aspect de presiune financiară. Noi, dacă nu greșesc, anul trecut ne-am confruntat cu situația unei instituții auditate care tot așa a acumulat datorii sau plăți restante pentru concediu care nu a fost solicitat, nu a fost acordat și la un moment dat colaboratorii acestei instituții, practic toți, au solicitat ele să fie achitate. Știți la ce a dus acest lucru? Că pentru anul respectiv instituția dată nu avea planificată mijloace financiare necesare. Și a trebuit să se meargă pe la guvern, pe la parlament, să facă rectificare la buget. Eu asta am în vedere când vorbesc despre presiune financiară. Ar putea să împuște, figurativ vorbind, această, sau plățile date, la un moment dat când o să fiți pregătiți. Și este al doilea aspect, ați menționat și dumneavoastră, concedii luate, plătite, dar oamenii rechemați. În acest sens nu mai vorbim de presiune financiară, dar vorbim de zile de concediu rămase.
care au fost achitate și respectiv trebuie să fie folosite fără a mai fi achitate. Aici nu este vorba de presiune financiară, ci potrivit codului a muncii, dacă eu nu greșesc, articolul respectiv prevede în felul următor, că ori aceste zile, în mod obligatoriu, trebuie să fie totuși folosite pe durata acelui așa calendaristic, ori dacă nu, atunci pe durata următorului an calendaristic, aceste zile adăugându-se sub o anumită proporție la următorul concediu. Păi iată, întâi de toate, colega mea, doamna Covăr, cred că v-a tras atenția la presiunea financiară. Fiți atenți să nu admiteți asemenea situații pentru viitor, că nu o să vă ajungă bani la un moment dat ca să achitați concediarele. Iar cei care sunt rechemați din concediu, noi înțelegem foarte bine specificul activității poliției. Foarte bine. Plus toate locurile vacante, moratoriu care a fost, aceste situații lasă o amprentă asupra managementului resurselor umane. Totodată trebuie să fiți foarte atenți și foarte vigilenți și foarte iscusiți în a gestiona asemenea situații, în special cea care vizează partea financiară. Doamna Covăr? Domn președinte, eu aș fi acceptată, adică să fie practic 80% la tot ce a spus domnul, dar să nu fie vizate anii încă 1995-1996. Eu înțeleg despre problemele sistemului, înțeleg despre probleme în recrutarea, dar eu vorbesc despre ani încă anii 90. Și eu chiar nu cred că în 25 de ani persoane care au 600 de zile de concediu nefolosit nu au avut posibilitatea să iei concediu. Eu vorbesc despre asta. Și apropo, eu permanent, pentru mine, eu sunt economist. Eu nu pot să vorbesc mult. Pentru mine tot ce este legat, cel mai frumos e bilanțul contabil. Și eu citesc bilanțul contabil ca o operă. Și uitați-vă care e situația, ce eu văd. Eu văd că datorii deja sunt la nivel de 72 de milioane de lei la concediile nefolosite. Eu văd că au fost achitate cu 2-4 milioane de lei, au fost casate necorect sau neregulamentar benzine. Și asta mă deranjează. Mă deranjează banii, nu pot să vorbim, că iată noi suntem, noi am făcut asta, noi o să facem asta, iată asta a stat la bază, iată ei sunt vinovați. Acum noi trebuie să vorbim, după ce deja de echipa de audit, au fost prezentat raportul, au fost înaintate recomandările, noi acum trebuie să ne axăm la ce, că trebuie să executăm toate recomandările dacă sunt clare. Dacă asta e cel mai principal. Și adică să nu să facem că cineva au făcut, cândva asta au fost. Acum au da, fost... Stimați reprezentanții ai conducerii Ministerului de Interne, problema este clară, este prezentă. Sarcina dumneavoastră este să găsiți un algoritm de rezolvare a acestei probleme pentru neadmiterea în continuare a creșterii acestor acumulări de zile și bani de concedii, chiar ținând cont de specificul activității din sistemul dumneavoastră, pe care îl înțelegem foarte bine, ci invers, găsirea unui algoritm pentru a rezolva această problemă în diminuarea celor acumulate ca și zile și mijloace financiare pentru viitor. Evident, conform probabil unui grafic, fiindcă nu puteți timp de un an de zile să trimiteți sau să luați cei cu 600 de zile acumulate, să trimiteți pe 2 ani de zile în concediu. Ne dăm seama. Dar că trebuie să ieșiți la o funcție foarte clară, la o soluție. Problema este, nu putem să ne prefacem că ea nu există. Ea există și vă trebuie să găsiți soluția. Rațională, echilibrată, ca să nu afecteze activitatea instituției, dar asta e situația. Mersi, la acest subiect ne oprim aici. În continuare, domnul Munteanu. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule secretar general de stat, onorată asistență. Vreau să pun în discuție o întrebare care face referire la reforma poliției și anume una din acțiunile prevăzute în acea reformă. Mă refer la Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii, care urma a fi edificat. Deci vorbim de un proiect foarte și foarte consistent, costurile implementării căruia se ridicau la sute de milioane lei, dar ce s-a întâmplat până la urmă? De fapt, cheltuielile pentru studiul de feziabilitate, pentru proiect și expertiza proiectului, se cifrează la 17,8 milioane lei.
pentru ca pe final să se stabilească că edificarea acestor construcții este imposibilă pe motivul problemelor terenului, care țin de alunecări de teren și așa mai departe. Întrebarea pe care vreau să o pun eu în discuție ține de faptul dacă a fost posibilă la etapa incipientă stabilirea acestor probleme care ar fi dus la stoparea cheltuielilor din buget. Pentru că acești bani, 17,8 milioane lei, practic au fost aruncați în vânt. Deci cine ar putea să răspundă la întrebarea dacă a fost posibilă stoparea cheltuielilor și identificarea problemelor la o etapă incipientă? Da, mulțumesc. Domnule, răspund eu la întrebare. Mulțumesc pentru întrebarea adresată. Atât eu cât și colegii mei care lucrează acum în cadrul centrului respectiv și în cadrul academiei cu care centrul a fuzionat, sigur că nu poartă răspundere pentru procesele de la etapa inițială, atunci fiind alte persoane responsabile de gestionarea acestui proiect, de realizarea studiului de fezabilitate, elaborarea caietului de sarcini, în baza cărora a fost făcut achiziția respectivă de lucrări. Este important că nu s-au admis cheltuieli nejustificate în continuare. Respectiv, după acea expertiză geodezică, geologică, fiind stabilite și exact constatate anumite condiții care presupuneau și admitea construcția acestui centru, dar cu cheltuieli de consolidare care erau prea mari. Din considerentul dat, s-a decis ca să fie păstrată locația respectivă pentru centru, ea nu a fost schimbată, dar a fost adăugată o altă locație, pe strada Sfânta Vineri 7, iar în situația fuzionării acestui centru cu Academia Ștefan cel Mare a Ministerului de Interne, este posibilă investiția în reconstrucția edificiilor acestor care aparțin Academiei, dar sunt desenate pentru centru. Domnul Montero. Da, eu vă mulțumesc pentru răspuns. Deci sunt sigur că pentru minister este important, lăsând deoparte aspectul financiar și raportarea acțiunilor care fac parte din reforma poliției, și aici mă refer la crearea acestui centru. Deci conform deciziei care a fost luată în 2020, s-a decis absorpția, da, centrului de către Academia Ștefan cel Mare, respectiv presupun eu că această decizie a avut o argumentare bine fundamentată, în sensul în care Academia dispune de spații suficiente și condiții pentru asigurarea funcționării acestui centru. În situația dată, spuneți, vă rog, raportând că a executat această acțiune, ar fi avut ministerul nevoie de construcție, edificarea unor noi construcții sau nu, și doi la mână. Pe viitor, chiar dacă rămâne acel teren așa cum rămâne în situația în care este, credeți dumneavoastră că ar putea fi utilizat acel proiect pentru edificarea centrului sau el va rămâne? Iar Da, stimați colegi, am revenit. Din nou a fost o mică pană tehnică. Întrebarea a fost clară, da? Da, domn președinte, dacă ne auziți și îmi permiteți să vă răspund. Sigur că pentru noi prioritate, în primul rând, realizarea celui criteriu de performanță
stabilit în matricea de politici, astfel încât să avem debursarea resurselor financiare din partea Uniunii Europene, dar totodată să venim cu o soluție pragmatică, astfel încât acest centru să fie pe deplin operațional. Respectiv, prin hotărârea Guvernului 429 din anul curent, s-a decis fuzionarea acestui centru cu Academia Ștefan cel Mare, dar vreau să accentuez că acest centru va dispune de un statut separat în cadrul Academiei. Își păstrează denumirea, își păstrează procesele care au fost lansate, își păstrează programa de învățământ, își păstrează mare parte personalul, astfel încât să fie asigurat realizarea acestui criteriu de performanță. Totodată, noi, având întâlniri, discuții, ședințe cu reprezentanții delegației Uniunii Europene, la fel i-am informat și prin adresări oficiale despre intenția de a fuziona acest centru cu Academia. Respectiv, conducerea Ministerului, toți am considerat că, realizând acești pași, nici de cum nu vom diminua sau nu vom realiza acel criteriu de performanță care este stabilit în matricea de politici, partea acordului de finanțare pentru reforma poliției. Totodată, acele construcții, anumite construcții din proiect vor fi realizate pe acel teren din MOA 30, dar este vorba despre construcții ușoare. Infrastructura care este acum la Sfânta Vinere nu este suficientă și nu este completă care să asigure o bună instruire, pregătire profesională a angajaților Ministerului de Interne, în special a Poliției, și aici este vorba despre tiruri, poligoane tactice și altele care prevăd instruirea practică. Respectiv, acele spații care sunt la Sfânta Vinere sunt destinate pentru blocul administrativ, pentru sale de studii, pentru cămin, dar tot ce ține de pregătirea practică vor fi construite, vor fi realizate pe terenul care l-a menționat Nicolae Dimo 30. De aceea, în mare parte, acele obiective care au fost proiectate în proiectul respectiv vor fi reamplasate pe acest teren pe care l-am menționat. Sper că am fost explicit. Domnul Monteanu. Da. Vă mulțumesc pentru răspuns. Doar ca concluzie, deci reșind din faptul totuși că va fi necesară o revizuire a proiectului privind această problemă prin prisma necesității edificării construcțiilor ușoare, așa cum spuneți dumneavoastră, trebuie măcar la această etapă să aveți grijă, să aveți niște proceduri clare, bine distinse, puse la punct în minister, pentru a nu admite pe viitor iarăși schimbări de concepții în vederea edificării până la urmă a acestui obiectiv stipulat inclusiv în politicile dumneavoastră de reformare a poliției. Vă mulțumesc, domn președinte, nu mai am alte întrebări. Și noi vă mulțumim. Eu, doar o clipă, fiindcă sunt două aspecte distincte. Dimo 30, asta e vorba de poligonul tirurile din pădure, ce, da? Exact. Adresa inițială, care a fost stabilită prin hotărâri de guvern, a acestui centru. Foarte bine. Este o zonă forestieră, este zona verde. E un loc care o cunosc bine, fiindcă am crescut în acea regiune. Eu nu mă refer aici la toate angajamentele pe care le-a avut și le are Republica Moldova în pachetul său de colaborare sau de condiții de colaborare cu Uniunea Europeană, fiindcă fuziunea cu Academia sau încadrarea în Academie, lucrul ăsta nu afectează păstrarea unui statut autonom, deci unul statut distinct. Aici e clar, cu angajamente de reformă e clar. Eu altceva vreau să vă atrag atenția, să fiți foarte atenți, fiindcă nu în zadar am pomenit sau am pus întrebarea dacă e vorba de acel parc din strada Dimo, este o bucățică foarte dulce. Și să vă ferească Dumnezeu pe viitor, în cazul unor inexactități sau probleme de procedură, nu cumva toate lucrurile astea să ducă la posibile interese de înstrăinări care nu vin de la voi, dar pot să vină din altă parte. Fiindcă vă dați seama, asta ar fi fost un scandal nemaipomenit, fiindcă toate aceste tiruri se află chiar în inima pădurii. Nu la o margine, nu undeva, dar chiar acolo în centru. Asta doar am vrut să atrag atenția, fiindcă noi, în activitatea noastră, ne ciocnim de multe ori cu cazuri din cauza unor incertitudini, din cauza unor probleme de procedură, probleme juridică, ne trezim
cu tot felul de litigii, chestii și care se termină cu înstrăinarea bunurilor publice. Iată, eu la asta pur și simplu am atras atenția a distinției prezențe. Mulțumesc! Mergem în continuare. Doamna Andrieș. Mulțumim, domnule președinte. Bună ziua, onorată asistență. Întrebarea mea se referă la capitolul executarea veniturilor. Analiza efectuată de către echipa de audit privind colectarea veniturilor relevă neexecutarea părții de venituri de către nouă instituții din subordinea Ministerului, și anume Serviciul Tehnologiei Informaționale cu 43,2 milioane lei, Inspectoratul General de Poliție cu 33,6 milioane lei, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră cu 14,9 milioane lei, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu 22,8 milioane lei și altele. Suma totală privind neexecutarea veniturilor constituie 155,2 milioane lei. Inclusiv, este indicat în raportul de audit, 30,8 milioane lei din vânzarea mărfurilor și serviciilor cu plată. Întrebarea mea deci este către Inspectoratul General pentru situații de urgență. Care este cauza neexecutării veniturilor pentru anul 2019? Ar fi aceasta o planificare defectuoasă? Și de ce nu ați realizat instrumentul de precizare a bugetului? Mulțumim! Eu la fel, cine de la IGSU ne răspunde? Da, sunt Vitalie Grăbovski, șef adjunct Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Dar, într-adevăr, noi avem o nevalorificare în mijloacele lor, dar asta, în mare măsură, se datorează proiectelor finanțare externă sau europeană. Procedura de descriere, depunere și momentul semnării contractului de grant nu depinde de noi. O condiție esențială pentru a fi acceptat și nu a fi exclus din listă este planificarea mijloacelor din bugetul stat ca tot partea Republicii Moldova. Nu de noi depinde momentul când se semnează contractul de grant, dar mijloacele urmează să fie planificate pentru anul respectiv. E clar aici. E clar, noi înțelegem foarte, foarte rapid. Este vorba de resurse angajate din exterior, care în ultima instanță pe vari motive n-au ajuns. Și aici, într-adevăr, ce pot să le spui la cei de la IGSU? Doamna Andrieș? Da, eu m-am întrebat de ce n-ați folosit instrumentul de precizare a bugetului în cazul acesta. De ce? Fiindcă la nivel de minister avem un procent de neexecutare a veniturilor de executare a venitului de 94%, care este în diminuare cu anul 2018, care constituia 96%. Aceasta ar curte de conturi atestă că este o nerespectare a disciplinei bugetare. Domnul Grăbovski, ați înțeles, da? Fiindcă la jumătate de an, cel puțin o dată pe an, se face rectificarea bugetului, iar uneori lucrul ăsta se mai face de două și mai multe ori pe an. În cazul dat, instituțiile respective semnalează anumite situații și în acest caz se diminuează partea de venituri, fiindcă altminteri, iată, vedeți, neștiind toate aceste detalii, se primește că au fost resurse, iar voi nu le-ați valorificat. Aveți o explicație la acest subiect sau nu? Dar permit, domnul președinte, șef direct economic, n-am dat o căiuce. Ducă aici. Inițial a fost planificate 37 milioane lei. După rectificarea legii bugetului au rămas 16,1 milioane lei. Problema este alta. La momentul semnării contractului de grant s-a preconizat pornirea licitațiilor. Dar au fost probleme interne că nu se cunoștea modalitatea de efectuare acestor licitații, fiind așteptat un proiect de ordin a Ministrului de Finanțe. Deci noi n-am putut înainta modificări la... Gata. Doamna Andrieș, mi îmi pare că ne-am clarificat și aici, fiindcă mijloacele respective au fost diminuate, au rămas doar cele realmente disponibile, dar din cauza, și nu avem multe cazuri de genul ăsta, din cauza procedurilor care se întind tare mult de achiziție, atât ei ajung la sfârșit de an și cu resurse nefolosite. Da, vă rog, doamna Andrieș.
Deci, văd că domnul Țurcanu vrea să spună ceva. În orice caz, curtea cere respectarea strictă a disciplinii bugetare la nivel de consolidat, adică a Ministerului Afacerilor Interne. Da, asta este misiunea noastră, corect. Mersi. Domnul Țurcanu, vă rog. Domnul președinte, vreau să vă informez ce ține de bugetul de stat. Finanțarea a fost în măsură de 98%. Cât privește partea de venituri, 94,3%, eu pot să le argumentez că din 155 de milioane, 30 constituie venituri ratate, dar ele nu sunt ratate de la Agenția Rezervei Materiale, sunt stocuri de grâu care urmau să fie realizate parcursul anului 2019, din motive și argumente n-au fost realizate și a fost ratat partea de venituri. Deci 63 de milioane sunt granturi finanțate din surse externe, care iar, într-adevăr, din considerente că acordurile au fost semnate cu întârziere, sumele date n-au fost primite. 27 de milioane, acestea sunt planificate... Nu, no, domnul Ciocan, da. Nu vă supărați, n-are rost să mergem acum în toate elementele de structură. Cifrele generale, le-ați pomenit dumneavoastră, 92-94%, ele sunt foarte reprezentative. Nivelul de executare a bugetului, atât la capitolul venituri, cât și la capitolul cheltuieli. Cu asta e clar. Mersi. Domnul Moroșan. Da, vă mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua, stimați reprezentanți Ministerul Afacerilor Interne. Bună ziua, domnul secretar de stat. Eu aș avea o întrebare către clubul sportiv Dinamo, care în anul 2014-2015, fără organizarea unei licitații publice și lipsa unei hotărâri a guvernului, a transmis în locațiune, contrar legii 91 din 2007, care era în vigoare la momentul dat, două terenuri proprietate publică, care cu o suprafață în total la doi agenți economici, de 2200 de hectare, pentru, în termen de 10 și 25 de ani. Întrebarea mea ar fi... În cazul 2000 de hectare? 2000 de hectare. Și asta unde i-am plasat 2000 de hectare? Unul la Gheorghe Sache și unul la Dimo 30. Aha, foarte interesant. Unul trec 13 și unul trec... A, nu, un hectar. Un hectar și 13 și un hectar și... 2 hectare și jumate, mă scuzați. Da, păi asta e, fiindcă când vorbim de mii de hectare, apar întrebări. Oricum, sunt importante lucrurile astea. Deci la Sache și la Dimo. Despre Dimo acum vorbeam 10 minute în urmă. Vă rog, continuă. Da, unde ați menționat dumneavoastră. În cazul acestor acțiuni, persistă riscul. Terenurile date pot fi privatizate și în cazul dat va fi prejudiciat bugetul de 56 de milioane de lei. Totodată, cum explică Ministerul Afacerilor Interne și Clubul Sportiv Dinamo că în februarie 2020 pe terenul din Dimo 30 a fost înregistrată la organul cadastral teritorial Chișinău 5 construcții nefinalizate cu suprafață de peste 355 de metri pătrați, dar real ele lipsesc. Și, cum ați menționat dumneavoastră, domnul președinte, tot posibil că din mod 30, același un întreg și 13 hectare pot fi privatizate într-o localitate verde, unde ați menționat, la Dimo 30. Dar cine a înregistrat la cadastru construcțiile astea? Agentul economic Rumal Impex. Cine răspunde la întrebarea dată? Eu parcă vedeam situații de genul ăsta. Vă rog. Sunt Ion Bucurșov, Clubul Sportiv Central. Într-adevăr, perfectă dreptate este că în 2015 a fost... Mai tare vă rog puțin. În 2015 a fost încheiat un contract de locațiune cu un agent economic, cum mi-a fost dat în teren din strada Gheorghe Sache, pe perioada de 10 ani. Da. În 2014 a fost formală Impex din strada Dimo, alt teren a fost închet pe un termen de 25 de ani. Pe acest caz, pe ambele cazuri, au fost de către procuratorul anticorupție, au fost pornite două cauze penale. Ulterior, aceste cauze penale au fost clasate.
Noi, cu conducerea Ministerului în comun, Procuratura Generală, acum am reluat ca aceste dosare să fie reluate și ca terenurile să fie întoarse în gestiunea clubului. Totodată am îndreptat notificări către agenții economici și acum ne adresăm în instanță ca aceste contracte să le fie anulate. Când adevăr este, are reprezentantul curții perfectă dreptate, au fost încheiate cu încălcarea abaterii de la încălcarea legii. 98. În tot cam, perfectă dreptate. Da, într-adevăr, aici sunt doi agenți economici care au încheiat. Da, locațiunea a luat în ce scopuri? Deci când se ia în locațiune un teren sau două sau trei? Păreri de rău au fost în scopul de construcție. A fost autorizat, da, în tot. De construcție? Da, a fost autorizat în contract istoric. Idemo, în zona verde. În zona verde. Nu și glumiți, băi. Cum construcții? Ce fel de construcții? De casă locative? Unde în inima parcului? Dacă îmi permite, domn președinte, Eleonora Scurțenski, șefa Direcției Management Institucional Ministerului de Interne. Deci, scopul locațiunii a fost construcția pe strada Gheorghe Asache a unui stadion și reconstrucția, exact același lucru, este și la strada Dimon. Pentru construcția unui stadion. Deci, Exact. Nu presupunea după sine construcții ușoare, ușor demontabile, nu construcții ca și construcții capitale. Deci vreau să vă duc la cunoștință că la începutul anului, agentul economic s-a adresat către Ministerul de Interne privind înregistrarea gradului de finisare a construcțiilor. Deci Ministerul a refuzat. Cum a obținut înregistrarea la cadastru, noi acum nu putem răspunde la această întrebare, deoarece s-a făcut fără acordul Ministerului. În sensul dat, Ministerul deja o să intervine, cum a raportat și domnul Bucur. Aici este vorba de un aspect mai mult penal, despre rezultatele care o să fie, cred că o să o anunțăm suplimentar curtea. După mine, astea sunt două cazuri, dacă greșesc, mă corectați, dar două cazuri absolut evidente de șmecherii și încălcări. Și ele o să ducă după sine consecințe și mai mari. Nu știu despre ce parte sau despre ce teren e vorba la Asache, dar la Râșcani, la Dimo, asta cu siguranță e zona verde. Voi vă dați seama ce acolo, și chiar inima zonei verde. Și consecințele și neplăcerile vor fi mult mai mari. Așa că, bine, noi am constatat acest lucru. În hotărâre, în raport este, domnul Munteanu, în practic hotărâre noi avem punctele astea indicate cu referință la această întrebare a domnului Muroșan. Da, sunt. Sunt. Asta înseamnă că va fi un temei suplimentar pentru ca Ministerul să ia la control această situație și să ducă până la capăt cu remedierea ei. Fiindcă așa chiar este toate măsurile admisibile și inadmisibile. Bine, mulțumesc, domnul Muroșan. Da, aici nu concretizare, domnul președinte. Totodată, când a fost înregistrat la organul cadastral teritorial cinci construcții, dar echipa de audit s-a deplasat la fața locului, nu există nicio construcție. Atitudine să ia Ministerul Afacerilor Interne referitor la cazul dat, chiar într-adevăr, cum e posibil să înregistreze cinci construcții? În cazul dat, propunerea este, eu numai ce am auzit de la doamna, că ei au dat avizul negativ și în pofida acestui fapt sau au refuzat să participe la aceste proceduri. Și în pofida acestui fapt, la cadastru lucrurile astea au fost înregistrate. Eu corect v-am înțeles? Exact. În cazul dat, până ce intrăm în fază de deliberări, ia gândiți-vă dacă în această situație să nu facem noi o adresare sau un punct special care s-a referit la organele cadastrale, să le dăm poruncă să ne clarifice cum s-a întâmplat lucrul ăsta, că la dânșii sunt înregistrate bunuri care nu există fizic. Deci noi, domn președinte, noi suntem de acord cu propunerea dumneavoastră și vreau să zic că însăși construcțiile, dacă vorbim de strada Dimo, ele sunt niște construcții, dar foarte mici, sunt niște temelii. Deci ei au înregistrat real niște temelii. Deci, nescoțând responsabilitatea și monitorizarea pentru viitor din partea Ministerului, fiindcă proprietatea până urmă urmei gestionată de Ministerul de Interne și nimeni nu vă scutește de aceste funcții, eu aș fi vrut, reiterez, să vedem și o adresare specială către organele cadastrale pentru a verifica ce se întâmplă.
Domnul Rotaru, la subiectul ăsta? Domnul președinte, la acest subiect. De fapt, nimic nu inventat sub soare. Același mecanism a fost aplicat și este aplicat, a fost aplicat la primăria municipiului Chișinău. Inițial un contract de arendă pentru construcții ușor demontabile, după aceea construcții ușor demontabile se transformă în construcții capitale și după aceea apar blocurile. Adică, de fapt, practic, să spunem, mecanismul e pas cu pas unul foarte asemănător cu cel de la anterior la primăria municipiului Chișinău. De ce? Adică există un risc foarte sporit aici, trebuie să avem o atenție deosebită. Unică, ce construcții nu sunt? Păi prima, prima fază, da, că s-au înregistrat construcții care fizic nu există. Domnul Moroșan? Păi tot, mulțumesc, domnul președinte. Întrebări nu mai am. Domnul vicepreședinte? Mulțumesc, domnul președinte. Salut, stimați colegi. Întrebarea mea ține de plenitudinea raportării creanțelor și datoriilor interne, fiindcă creanțele înregistrate în partea de venituri au constituit, conform rezultatelor prezentate de audit, 22 de milioane de lei și aparțin la 5 instituții. Eu în mod special vreau să mă refer la creanțele Agenției Rezerve Materiale, care timp de 12 ani nu a recuperat la partea de venituri creanța în sumă de 6,2 milioane de lei pentru păcura eliberată din rezervele materiale ale statului unui agent economic. Este vorba de circa 1.100.000 tone de păcură. Da, este o datorie istorică formată în trecut, însă pentru moment eu sunt interesat de acțiunile care au fost întreprinse de Agenția Rezerve Materiale pentru recuperarea acestei datorii, fiindcă este vorba de rezerve strategice ale statului. Noi suntem într-o perioadă destul de dificilă, crizele regionale și mondiale continuă, o periodicitate de care nu putem să o ignorăm. Și în acest context sunt interesat de acțiunile noastre pentru recuperarea acestei datorii. Dacă pentru moment Agenția Rezerve Materiale dispune de stocuri suficiente pentru a face față diferitor provocări în contextul diferitor crize care, la care m-am referit și ce acțiuni preconizați pentru viitor pentru a evita asemenea evenimente. Vă mulțumesc! Presupun că avem în față ecran pe doamna Gonciar. Sunt doamna Gonciar Larisa, șef Direcției Economică Financiară din cadrul Agenției Rezerve Materiale, domnul președinte Curții de Conturi, stimați membri Curții de Conturi. Ce ține de păcură, raportez următoarele. Cantitatea restantă 1164,9 tone de păcură, care la 31 decembrie 2019 trebuia să fie restituit, dar conform hotărârii numărul 20 din 2009, termenul de restituire a fost stabilit de trimestrul 4 2020. La moment, raportez, la 29 iunie, noi am primit din societate pe acțiuni termoelectrică setul de documente oficiale care confirmă că păcura în cantitate restantă este stocată în rezervoarele la termoelectrică. Din iunie a fost pornit procedura de verificare cantitativă și calitativă a păcurii și în iulie noi finalizăm procedura de documentare inclusiv contabilă și astfel hotărârea o să fie executată, numărul 20 din 2009. Și apare altă întrebare cu păstrarea păcurii. Cantitatea de păcură care este disponibilă în rezervă de stat, practic 100% constituie din nivelul stabilit în nomenclatură aprobat de guvern. Dar cheltuieli de păstrare, care conform estimărilor constituie 30,5 milioane anual, nu știu cum o să fie rezolvată. Noi am adresat scrisorile către Ministerul de Interne și către Ministerul de Finanțe și sunt în discuții două variante. Sau bugetul de stat oferă suma necesară pentru păstrare, sau o să fie luată decizie de către guvern, așa cum prevede legislația din domeniul rezervelor, că o să fie scutită de cheltuieli de păstrare, sau o treia variantă, că posibil o să fie discutat, de exemplu,
regulamentul și sunt de cheltuieli de păstrare. Deci tariful să fie negociat la nivelul minim. Guvernul urmează să decide. Înțeleg. Da, domnul general, mă iertați. Dar mi-e stranie puțin opțiunea care ați evocat-o dumneavoastră să fie scutit de cheltuielile de păstrare. Dincolo de, bine, hai să-mi spun așa, de anumite poate tarife, chestii, dar sunt niște cheltuieli efective care nu pot fi evitate. Până la urmă, chiar și pe uzura activilor fixe care sunt antrenate în păstrare. Și atunci eu nu prea văd logica cu unei asemenea opțiuni. Aici mai degrabă e să se decidă ca și opțiune, de exemplu, comercializarea unei părți din rezervele de stat, a ceva acolo care se apropie de expirare și din banii ăștia să-i folosiți pentru a acoperi cheltuielile respective. Asta așa, ca un comentariu, nu este întrebare pentru dumneavoastră. Mă iertați, domnul vicepreședinte, vă rog. Eu eram interesat de situația de moment, dacă statul dispune de stocuri suficiente pentru a face față diferitor provocări în contextul și în cadrul regulatoriu care stabilește cantitatea necesară să fie în stocuri, să înțeleg că ea este asigurată prin acele proceduri care urmează să se finiseze în această lună. Și în acest context, dacă pentru momentul dumneavoastră vedeți careva riscuri cu această cantitate de păcură? Cantitatea de păcură stocată la rezervoarele întreprinderii termoelectrică, spun specialiștii din domeniul rezervului, asigură practic 100% din nivelul stabilit de guvern. Mulțumesc. Nu mai am întrebări. Da, mulțumesc și eu. Domnul Munteanu, dar haideți rapid, noi suntem deja practic 2 ore de dezbateri. Da, mulțumesc, domnule președinte, la același subiect, iată, dacă vorbim de evidența contabilă la agenții, deci creanțele cu termen de achitare expirat, pentru că până acum am vorbit de păcuri, deci da, cele cu termen de achitare expirat însumează 147 milioane lei. Ele sunt reflectate în evidență la subcontul alte conturi extrabilanțiere, dar sunt, aceste creanțe sunt formate pentru bunurile eliberate neregulamentar, fără hotărâri de guvern, sau prin hotărârile de guvern, sau fără plată sau garanție bancară. Deci ce se întâmplă cu aceste rezerve materiale de 147 de milioane lei, doamne, vă rog mult? Da, vă rog. Întrebare, cifra 147 milioane reflectată în evidența contabilă ca creanță față de rezervă de stat, constituie valoarea bunurilor eliberate plus sancțiunile validate de instanță, de judecată. De exemplu, în comparație cu 2018, datoriile au fost 144,7, 2019, 147 milioane, deci diferența peste în sumă de peste 2 milioane lei constituie sancțiuni pecuniare validate de instanță de judecată din BELS pentru 2 întreprinderi, pentru contracte neexecutate la timp din anii 20, nu știu care, 2000, mulțumim, precis. Deci, se execută conform procedurii de insolvabilitate. Din toată lista debitorilor față de rezervă de stat, practic, toate sunt insolvabile, declarate insolvabile. Deci, dacă îmi permiteți, domnul președinte, ca pondere, cum credeți dumneavoastră, iată, ținând cont de realitățile zilei, care este ponderea sumelor ce vor putea fi încasate, ținând cont de realitatea pe care o spuneți, din astea 147 milioane, chiar dacă e formată din, inclusiv din careva sancțiuni, cât putem încasa real? Zero. Șanse sunt, practic, la moment zero. Urmărând evoluția încăsărilor și analizând situația, cum dosarele au vechime, așa spunem, prin judecăți de la 5 până la 20 de ani de zile care durează, dar rezultatul încăsarea banii, practic, zero. Aos. Am înțeles, vă mulțumesc. Bine. Eu la fel, membrii curții, alte întrebări nu sunt? Nu sunt.
acum suntem la partea de finalizare a părții publice a ședinței noastre de astăzi a curții, fiindcă după membrii curții de conturi împreună cu echipa de auditori vor intra în partea de deliberări care se produce în regim închis și nu cu unul public. Pe care motiv? Înainte de a închide partea publică a ședinței, domnul secretar general, stimați reprezentanți ai tuturor instituțiilor din sistemul Ministerului de Interne, toți participanți la această ședință, vreau să vă mulțumesc pentru participare, să vă doresc o zi bună, multă, multă sănătate și multă energie în rezolvarea tuturor acestor probleme care au fost elucidate în raportul de audit. Noi am ascultat și am auzit anumite dolianțe la începutul etapei de dezbateri și vom ține cont de ele în cadrul discuțiilor pe care le vom purta la etapa de deliberări. Domnul secretar general. Stimați domnule președinte, stimați membri, stimați colegi, eu din numele întregului minister vreau să vă mulțumesc pentru tot, pentru acea bună colaborare pe care am avut-o. Avem mult de muncit și în continuare mizăm pe sprijinul dumneavoastră. Am menționat că avem acel plan de acțiune. Vreau să fie unul realizabil și unul cu rezultate, astfel încât anul viitor anumite probleme, nu toate, recunosc că nu toate vor reuși, dar în mare parte să le rezolvăm cu sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată. O zi bună! Mersi și noi. O zi bună și numai bine. Sănătate!